Salut la toți, eu mă numesc Nicoleta și ăsta e un nou video pe canalul meu de YouTube. Și astăzi facem reacție la Hai să ne căsătorim. Mi-ați dat tag pe TikTok la secvențele din ultimul episod postat la Hai să ne căsătorim. Apropo, cine a întrebat ce face Bileașca? Ia câte o Bileașcă, ia câte o... Pe ea și pe Smoky i-a tras curentul și iată îi tratăm urechile. Au făcut o tită. Nu știu cum, că eu ei din casă nu iesă, dar iată. Și haideți să facem reacție. Și mi-ați mai scris comentarii că nu prea vă plac videouri triste, să fac mai mult la Hai să ne căsătorim reacții, ceva mai vesel. Eu am citit, eu v-am auzit, facem ceea ce vreți voi, ceea ce filmăm. Și haideți să nu facem un intro prea lung. Cine dorește să mă susțină și să privească mai multe reacții, puteți să vă abonați pe Boosty. Eu acolo postez reacții care în altă parte eu nu le postez. Mulțumesc tuturor care se abonează, eu vă sunt foarte recunoscătoare. Iar cine dorește să privească acest episod fără mine, fără comentariile mele, link-ul îl găsiți în descriere, ca de obicei. Iar cine dorește ca noi să privim împreună, luați-vă ceva bun de mâncare, de băut și începem! Salutare și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori! Faceți-vă comoz! Eu sunt Lenuța Gheorghiță. Dăm start acestei minunate ediții cu genericul Hai să ne căsătorim. Și tradițional, deja cum ați făcut obișnuință, din start facem cunoștință cu Miri din această seară. Dumitru, Oleg și Mihail. Eroina este o fată frumoasă care îi spune Veruța. Rămâneți alături de noi să vedem unim orba destine. Dăm start acestei minunate emisiuni. Vera, timp de mai mulți ani, a lucrat peste hotare în calitate de șofer, iar în prezent nu este angajată în câmpul muncii. Este mai tot timpul prinsă cu grijile gospodăriei și cu treburile casnice. Își dorește alături un om muncitor și bun la suflet, care să o stimeze, să fie de o vârstă cu ea și să aibă interese comune. Nu va suporta un bărbat needucat și nici dacă acesta va prieteni cu paharul. Familia ideală în viziunea eroinei noastre este un cuplu în care cei doi sunt conștienți că sunt împreună pentru a-și dărui unul altuia iubire. Vera, bună seara! Bună seara! Dar ce ai dus acolo? Că văd din startul inima are o codiță. Ce este? E inima? Lupanda mea. Inima? What the fuck? Ma cui? Lupanda. Tu ai șpandă? Da, am o pandă acasă. Din primele cuvinte am înțeles că persoană cu minte și liniștită. Făcută de tine? Citrin, da. Eu le-am făcut. Dar ce semnificație are? Va, dar ce... Uite și de frumos. Citrii culori. Așa, numai n-am tăietățile, așa bine că mă gândeam cât zic o să le tăiet singur după cât... Mulțumesc. Ia zi-mi, te rog, da. Pentru a vă aduce noroc. Mulțumim. Doamne ajută. M-am uitat prin internet că pietrele care aduc noroc. E frumușă, îmi place de tânță. Cel mai important, zici că vrei un bărbat muncitor. Apropo, secvențele video pe TikTok la care mi-a dat tag, am intrat în comentarii și acolo cineva scrie. Eu o cunosc pe doamna asta, ea are familie, copii, soț. Și acolo în comentarii, dar și dar a venit aici, pentru ce a venit, e curentată, nu știu ce mai scrie oamenii. Nu știu asta dacă e adevărat. Cu interese comune. Ca să ne dăm seama care sunt interesele tale, tu ca femeie, ce interes ai și să vedem dacă sunt compatibili orba cei care au venit să-ți cucirească inima și sufletul. Ce-ți place să faci? Uite, ai petrecele, ai bibilouri diferite, pasiunile tale care sunt? Ce faceți în timpul liber? N-are timp liber, e faci mâncare, curat, spalat.
Aveți dreptate. Iată, ai văzut și știam eu. Da, că eu în timpul liber gătesc și eu de la asta primesc plăcere. Dar gătești în porții mici, de-aia nu aduci acasă. Nu aduci la lucru, pardon. Nu. Eu gătesc pentru toată lumea care vine la mine inospețit. Dacă ai de gând să vii, poftim la masă. Așa că, dar ce vă aduce dumneavoastră plăcere? Când faceți ceva cu mâinile sau pur și simplu să vă primblați undeva pe afară sau să aveți grijă de o floare, ceva. Viața toată e plăcere. Tu ai lucrat în Europa. Chiar nu știu, ori ea s-a emoționat și nu poate spune acum, nu știe ce să spună. Pentru că un pic e straniu chiar să nu ai niciun hobby. Ai, trebuie să te pună pe gânduri faptul dacă tu nu ai niciun hobby. Ceva nu este în regulă. Dacă tu nu ai nicio ocupație care să-ți aducă plăcere. Corect am înțeles. Da. În calitate de? Șofer. Dar cine te-a determinat să alegi această meserie destul de complicată și grea, femeie, spune. Da. Sau v-a plăcut să stați la volan, de exemplu? Sau vă place să vedeți drumul înainte și să mergeți și să visați la ceva, dar drumul tot e înainte și drumul trece, viața trece, gândurile trec? Am fost influențată de anturaj. Adică dacă aș fi avut un cosmonaut lângă mine, cred că aș fi zburat și în... Dar dacă ați avea acum posibilitatea să alegeți singurică, fără influența anturajului, ce ați alege? Cu ce v-ați ocupa? Ce v-ar aduce cea mai bună plăcere și ce v-ar face să vă simțiți așa plină de viață? Să cânt. Să cântați? Să dansez, da. Da, ați cântat și ați dansat în copilărie sau v-ați născut cu darul ăsta? Că este aici așa un talent. Am așa talent? Da. E de mic... cântam tot timpul. E frumos că la față, nu am să spun la corp, e văd că se vede și bine. În fățare e frumoșe, că e ușor, e frumoșe, la asta. Păr, se vede că e femeie, e curată de rândul pe desa de sus, pe jos, de rândul, e se vede că e curată. Povestește-ne dacă... se vede că e curată de rândul de sus până jos. Ok. Tu ești destul de fragilă, te-ai căsătorit foarte devreme. Cine a fost alesul inimii tale? Era unul din sat? Prima ta dragoste? Unica alegere care am făcut-o, că am plecat din Europa, asta a fost o alegere conștientă. Dar el unde? A rămas acolo cu copiii. Dar în rest am făcut așa și tot ce ele le fac... împinsă de destin. E frumoasă că și cu mințoare. Acum, ce așteptări ai de la viață? Uite, ce își dorești? Ce îți lipsește de altfel? Surprize frumoase, eu cred că vă reușesc. Stai să așteptăm să vedem. Ce îmi lipsește? Păi, dar prost am de toate. Bun, hai să-mi povestești un pic de faptul că vrei de altfel să îmiezi o familie ideală. În viziunea ta este un cuplu în care cei doi sunt conștienți că sunt împreună pentru a-și dori unui altuia iubire. Corect? Până la iubire trebuie întâi dragoste. Dar cum îți simți că dragoste și cu oameni? E ca tu, femeie, că practic de-o seamă cu mine. Zi-mi, te rog, eu că eu am dragoste. Cred că da. Unde? Se vede, după comportament. Dar zi-mi, drag, dar cum crezi tu pentru a fi felul tău de a fi, ca să fii fericit și împlinit? Ce bărbat e nevoie să fie frumos, să înalt, bogat? Bărbatul nu aduce fericirea. Deci omul, ca să aibă un bărbat, deamul trebuie să fii fericit, tu. Dar tu ești fericită? Da. Dar atunci, dar și trebuie bărbat și ăla? Nu, eu un pic nu sunt în filozofia ei, că adică bărbatul nu-ți aduce fericire. Îți aduce. Deși nu-ți aducă. Trebuie deja să fii fericit și apoi vei întâlni bărbatul. Cam straniu tot asta sună, dar bine, are dreptul să gândească așa. Mimi bine, nu, mimi bine. Și cum mimi bine ar fi bine să fii și la alt suflet bine, să împart binele meu cu dânsul. Cristina, astrologică, umărtăm pe Veruța, nu este? Eu aș recomanda lui Veruța să-și reactivizeze un dar, un talent pe care îl are din copilărie. Am auzit ce are?
am auzit că ea a vrut mult să cânte. Eu aș recomanda mai mult că deja de cântat e târziu, da? Nu, niciodată nu e târziu. Niciodată. Profesionist este târziu, da? Nici asta, nu. Nu. Eu dacă are piesă frumoasă. Tu ce fel de piesă cânti? Muzică ușoară, muzică populară? Niciodată n-am mai cântat nimic, pentru că a fost așa, ca o... mi-a fost rușine să mai cânt. Eu aș recomanda lui Vera să facă lucruri frumoase. Și Veruța, toată lumea mă știe de Veruța. Iată, Veruța, vă recomand să faceți lucruri frumoase. Eu să zic Veruța. De atât aș când îmi ziceți Vera, parcă nu vorbiți cu mine. Da, a cui nu mi porți? Cine ți-a oferit acest? Alubunica. Alubunica, da? Dar doamna, într-adevăr, este destul de simpatică, este îngrijită. Arată bine. Se vede că are grijă de ea și are un machiaj destul de frumos. Chiar îmi place machiajul ei. Bunică. A avut o soartă grea bunica dumneavoastră, da? Cu mulți copii. A fost situația grea la ea acolo? Nu. Sau cu soțul? Nu. Veruța, părinți mai ai? Bine. Sunt părinții. Da, o am pe mama. Te intru în ceas bun. Și zici e. Veruț, hai, te duci la Davai Pajăniță să vii cu om acasă. Nu suntem în relație. O iubesc, o stimez, dar nu avem relație așa. Bun, în schimb, tu cu noi ai niște relații frumoase, că în schimb cu noi ai niște relații frumoase. Și vreau să-ți mulțumesc. Îi mulțumesc și dimineață i-am mulțumit și îmi vorbesc cu dânsa în gând. Veruța, da, ecoanei de-astea, știți care cu mărgeluțe frumoase să fac? N-ați încercat să... M-am gândit la ea asta. Hai, faceți. M-am gândit că... Până faci și ecoane. Până... Deși brusc, dar faceți ecoane cu biser. Cred că asta o avut în vedere că... Nu. Să faceți. Luați și faceți. Deși ar trebui, deși te-ai gândit că eu mă ocup cu asta, deși ar trebui să fac asta și eu sunt Damie asta. Una alta. Este momentul potrivit în care cu siguranță și Veruța și noi cei din studio și respectiv oamenii care ne vor pe micile ecrane vor să vadă cine a venit să îi ceară mâna lui Veruța noastră minunată. Să-l invităm pe Mirele cu numărul 1. Mulțumesc mult. Să iei bine, să iei. Spați? Mulțumesc mult. Iar. Dumitru! Ce a fost asta? Eu n-am înțeles, în primul rând, nimic din ce a spus el. Nică n-am înțeles. Totul a fost atât de încordat, că tocmai eu m-am încordat. Pentru că ei au fost așa de încordați ei. 56 de ani. Este tractorist și șofer. În prezent lucrează în domeniul construcției drumurilor. Are o casă frumoasă la Cahul, de care se ocupă cu drag în timpul liber, iar o casă la Sol, cu tot cu gospodăria și animalele de pe lângă ea, cam fură din timp și forțe. Întrebat despre obiceiuri proaste pe care le are, eroul nostru a spus că este cam vorbăreț, așa că viitoarea soție va decide, este acesta cu adevărat un obicei prost sau e unul bun. Dumitru are 3 copii maturi care acum sunt peste hotare. Cu fosta soție s-au despărțit când în casă au început certurile și gălăgia, nu mai comunicau, iar ultima picătură a fost infidelitatea. Totuși, eroul nostru nu și-a pierdut speranța că într-o zi își va reface viața. Visează la o familie fericită, alături de o femeie brunetă cu vârsta în jur de 50 de ani, drăguță, serioasă, harnică și bună la suflet. Dumitru, bună seara! Bună seara, domnul Lisa Gheorghe! Ce mai faci, Dumitru? Ce faci? Uite, trăie și îmi pare bine că m-am întâlnit cu nevastă pe aici. Într-un ceas bun. Da. Iază, cum au reacționat oamenii care îți cunosc activitatea și felul tău de a fi? Că mi-ai fost în cadrul acestei emisiuni. Da. Ce au mai zis neamurile? Familia? Ce m-a spus? Nu m-a spus nimic. Eu muncesc, ca de obicei, la gospodărie. Și mă rog la Dumnezeu să fie sănătos. Și poate, eu rugam la Dumnezeu, poate să primi ceva. Poate să găsi femeie. Da, o susie. Da, trebuie să zic să trăiesc, nu așa că eu vreau să folitez să trăiesc, nu așa că da sau nu, cum mă iau și pe mă zic că ai pe urmă, spune la revedere.
Dar eu... așa oamenii fac, din tăi trăiesc un pic, văd dacă nu-s compatibil. Eu dacă primul de acolo spățăt. Hai să luăm așa, da, la întrebări, dar treptat, atât publicul drag, cât noi să ne facem recapitulare și cel mai important, eroina noastră principală să-și dea seama despre cine vorbește. Tu ai 56 de ani împlinit mulți ani înainte, ești tractorist, da, șofer, în prezent lucrează în domeniul de construcție a drumurilor. Da, drumurilor. Dumitru are o casă frumoasă, tocmai în orașul Cahul, se ocupă cu drag în timpul liber, la are casă la sol, are animăluțe, pe lângă ea ce animăluțe ai? Am niște găinuși, am... Numai ouă. Poftim? Da, un porcușor. Ei, încă nu sunt stare. Numai ouă. Poftim. Că... nu pot să-mi doamna din Săgheț, pentru că eu sunt așa cum... Dacă nu... Cum, nu pot să mă țin că... Eu nu dau de la serviciu și acasă. Eu am care vreau viață. Dumitru caută o femeie care să se prindă bine și la gospodărie, da, și prin viață să meargă frumos, așa e? Da, da. Una gospodină, frumos, da, la chip și suflet. Dar ce facem cu cealaltă soție? Cu care cu cealaltă? Cu care ai trei copii? Dumnezeu cu ea. Eu nu recunosc nimic cu soție. Aha, bun. Nu, eu nu recunosc. Copiii te-s căsătoriți, dar am socru mare, socru mic, nu voi mai fi. Bani din casă nu mai duci. Gata, este un plus. Nu, eu nu recunosc. Dar dumneavoastră mai vreți copii? Dacă să... Nu, ca așa, ca o, eu mă gândesc, o dorință. Nu, cam la vârsta asta. Da, nu, eu... el de-am să gândești să se pensioneze. De-am să pensioneze, la 56 de ani. Trebuie să... La 56 de ani, da, liber, puteți asta să mai faceți copii. Asta trebuie de acum, mai departe, că nu știu. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, dumneavoastră, unde trăiți? Aveți o casă, apart? Da, ca avem casă încă, nu, în sau sat. Trăiți cu sat, cineva? Nu, eu trăiesc, doamna Maria, trăiesc singur ea. Casa mi-a făcut un plan la părinții mei. Apoi cum o povestești de lui? Că tu ai zis că casa ta este una dintre cele mai frumoase. Ce ai făcut în casa asta? Că zici că atât de tare te mândrești. E făcut frumos, e făcut tot pe devru. Cu minte, a rămas sigur tot cu casa. Domnul Dumitru. Da, da, eu sunt. Uite, domnul, tu ți-ai dori o femeie. O femeie cu care să vrei să îmbătrânești pe aceeași pierne, să adunați lucruri frumoase, da, bune, gospodării ai. Da. Există probabilitatea ca cineva dintre urmăritorii noștri, o femeie bună și ea, să își dorească să te găsească. Zi-mi, te rog, fără de ce nu ai preluat această, nu știu, relație. Uite, o femeie, ce calități trebuie să aibă? Cel mai important pentru tine? Și frumoasă, brunetă, blondă, cum vrei? Schis, frumos, și eu zic, da, vârsta contează? Ce vârstă? Da, eu vă să nu mai aleg. Eu nu... Eu, în principal, să plăcută. Mi-a să doriți o femeie să fie gospodină, da? Gospodină, educată. Să fie educată, să nu facă nici așa, 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 să nu fac. Eu de-acu, prima de-acu spățit, să fie tare, să văd pe la inimă. Dar Dumnezeu... Cu... Iată, dacă o să întâlniți o femeie care e născută în semnul zodiacal, capricorn sau fecioară, mai ales fecioară, să vă dați șansa să comunicați cu femeia aceasta, bine? Capricorn asta care în decembrie este născută. Da, după 20. Fecioară este august-septembrie, da, nu? Da. Aia îți potrivești cu siguranță. Dar eu sunt sigur că sunt sat să-mi văd, sunt femeie frumoasă și nu te uiți. Și gospodin. Ai mi-ai încercat cu vreuna și... dar te râzi ca motanul la smântână. Dar de ce sunteți timid? Niciodată nu încercați să faceți o relație? Adică să începeți vorba, să întrebați ceva. Cum în general faceți cunoștință cu o femeie? Cum? Dacă eu să știu, poate... Dar unde el să facă? Da. Adică el în satul e mic. Satul e mic, dar sunt sătucuri satele aproape. Sunt mici în Moldova și de aia o bună parte. Chiar urmăresc cu mare drag această emisiune, pentru că prin prisma acestei emisiuni îți poți găsi sufletul pereche. Uite acum, ascultă ce îți spune doamna Cristina, pentru că ea are un legat special cu astrologie, știi mult mai bine și vede lucrurile total diferit, nu ca noi. Doamna Cristina. Eu mi-am expus opinia vis-a-vis de tare doresc lui domnul Dumitru, având planetele în semnul Pământ, o femeie, știți, de-a noastră tradițională. E femeie care cu educație tradițională, da, cu bun simț, muncitoare. Muncitoare. Muncitoare ca să muncească cu dumneavoastră în rând, să munciți împreună, să vă odihniți împreună, da, să vă aștepte cu ceva cald acasă, să aibă grijă. Important să fie grijulie. Bărbații mult care au luna în fecioară se orientează către femei care chiar un
Da, Maria, tot ai luna fecioară. O simplă întrebare. Dar tu ai mâncat astăzi? Dar cum te simți, dragul meu? Da? Dar tu ești obosit? Dar eu te aștept, uite, în cât timp ai să fie acasă ca să-ți încălzesc mâncarea? Asta trebuie așa o femeie foarte grijulie și cu... Dar cine nu vrea așa o atitudine? Cine nu vrea că cineva să aibă grijă de el? Să întrebi cum te simți, dacă ai mâncat. Cred că toți vor asemenea grijă. Anume să fie dătătoare de grijă. Da. Nu trebuie mult pasiune sau multe aventuri, că eu înțeleg, noi sunteți vărsători și puteți să fiți 5 minute aici și peste urmă, peste 5 luni în altă parte. Vecină. Nu neapărat de vecine. Mă refer că vărsătorii au așa un ritm mai instabil de viață și foarte încărcat. Dar e o femeie de asta care stă acasă sau care are o muncă de la 9 până la 6 seara, care o să vă aștepte, care o să aibă grijă. Iată așa o femeie vă trebuie dumneavoastră. Orientați-vă la așa o femeie. Doamne ajută. Da. Dumitru, îți dorim succese mari. M-aș bucura extrem de mult ca să-ți găsești femeie potrivită care să te facă fericit și împlinit, iar între timp tu deja știi regula. Regula este ca să-ți mulțumim și să te invităm în scenă. Vrem cu toți să urmărim ce surpriză a pregătit pentru frumoasa noastră Viera. Haideți acum, după tradiție, să încercăm să ghicim oare ce surpriză a pregătit acest Mire. Vreun cadou ceva? Preplictisitor. Flori? No. Un cântec. Un dans. O poezie. Mergi la spate, soiecă, doamne. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Bravo, bravo, doar un bărbat poate veni. Prin fapt îți demonstrează că neapărat trebuie să-l alegi. Dar, între timp să știi, nu doar tu ai venit. N-am ghicit. Cu cadouri, ci și acest post de televiziune pentru tot cei care pășesc cu dreptul în cadrul acestei emisiuni, se duc acasă cu ceva special. Este un coș, în coș sunt foarte multe plicuri, alegi un plic să vedem care ți este norocul pentru această seară. Cu ce te duci acasă? Ia zi? Ceva nou aici. Nimic. Mașina e spălat. O mașină de spălat, wow! Mulțumesc! Felicitări, să o gestionezi frumos și între timp să iei plicul, să ieși mașina după emisiune și cine știe, poate să ieși și nevasta. El a câștigat o mașină de spălat, Rufile? Normal, dar mireasa și nu participă și ea. Dar dacă te alege Viruța, între timp succese, mulțumim încă o dată. Ce a spus? Felicitări, să gestionezi frumos și între timp să iei plicul, să ieși mașina după emisiune și cine știe, poate să ieși și nevasta, dacă te alege. Din cauza că am întrerupt în momentul nepotrivit, mi s-a părut că dacă te alege mireasa, atunci ți ieși mașina. Miruța, între timp succese, mulțumim încă o dată și în camera de așteptare. Miruța, ia zi, ce părere ți-a lăsat Mirele cu numărul 1? Unu. Dar și ți-o aduse, că dacă așa păreri bune ți-o lăsat, ce daruri ai primit din partea lui? Eu uite-te. Mi-a dat și el și... Și-o găsă domnul. Da, și-o vrut domnul. Uh-huh. Bun. Ce-o vrut, ce-o putut, ce-o știut. Întrebați, ce ți-au cadonat? Că noi nu vedem de la așa distanță. Iată, mi-a cadonat o floare din nu știu ce și niște ciocolate sau biscuiți sau și mai era acolo. Ce ți-a cadonat? Și-o putut mi-a dat. Și-o dat domnul. Dar ce părere ai de faptul că el are 3 copii? Să fie sănătoși și el și copiii lui. Și tot neamul. Bun, în arat public este momentul potrivit în care vrem să-l cunoaștem pe Mirele cu numărul 2, să vedem ce compatibilitate are cu frumoasa noastră Veruța. Veruțica, bună ziua! Mă numesc Oleg, vă felicităm cu data din 1 martie.
Mulțumesc. În primăverie și vă poftim un buchet de flori. Vă eu din Mireat. Dacă doriți. Și planuri avem. Am murit. De ce așa de încordat tot? De ce atâta presiune? Ea pur și simplu, nu știu, parcă ignoră să vorbească, să dăim un răspuns. Bărbatul ăsta a spus un milion de cuvinte, de-a mă da ea... Спасите, помогите. Mulțumesc, mai greu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mergem împreună amândoi. Fraza cheie a emisiunii de astăzi este cu ajutorul lui Dumnezeu. Să dai Dumnezeu! Oleg, 48 de ani, este ajutor de tractorist mecanic. Are deja tot ce-i trebuie. Casă în care își va duce mireasa, gospodărie, dar și pe lângă gospodărie. Nu i-a rămas decât să o găsească pe... Uitați-vă cât pozele le-a făcut acum. Toate pozele le-a făcut acum. Acolo, în studio. Pe acea unică și irepetabilă, alături de care se va bucura de toate acestea. Fosta soție a intentat divorțul după ce a lucrat mai mult timp peste hotare. După separare, a plecat cu totul din țară, împreună cu vecinul, lăsând copiii în grija lui Oleg. Acum el se străduiește să fie un tată model pentru fetițele lui, cu toate că înțelege că ar trebui să găsească și o mamă. În plus, nu ar fi împotrivă să mai aibă câțiva copii cu noua soție. Oleg, bună seara! Bună seara! Tu ești în premieră și ai cele mai mari emoții. Da. Dar să nu le ai, pentru că în cadrul acestei emisiuni doar ne-am propus să unim destine. Da. Hai să te luăm la întrebări. 47 de ani împliniți, mulți ani înainte. E, 47. O, vezi, eu te-am făcut un pic mai mic de el. Atunci când am gândit, avem 47. Și am 47 Și cum ai sărbătorit ziua de naștere? E, normal. Unde? La țară. Sigur că nu în Miami. Dar cu cine? În ograd. Sigur că nu în Miami. Dar de unde tu știi? Poate și-a fost în Miami. Iată, eu stau la dubii. Nu știu ce să fac de ziua mea. Să o sărbătoresc sau să nu o sărbătoresc. Cum să o sărbătoresc? Ce să fac? Idei nu am. Era un plan ca tare că eu să plec undeva pe hotare, dar s-o amânat așa pe un pic mai târziu. De aceea cred că voi fi în Chișinău de ziua mea, dar idei nu am ce să fac. Ar fi bine și eu să mă duc în Miami. Dar mai bine ca să mă duc la țară. Sunt mulți prieteni? E, nu, chiar prieteni am făcut cu mama mea și cu copiii mei. Aha. Hai să te luăm la întrebări. Ești ajutor de tractorist mecanic. Da. Din asta câștigi... Dar păi și faci și eu din asta. Păi noi nu știm domeniul de activitate. La semănatem la... Asta se câștigă bine. Da. Așa. Ai casă, masă, da. Gospodărie. Pe lângă gospodărie ce mai ai? Urătănii? Porci. Porci. Și iepuri. O. Găini? Găini nu cântă. Dar găini vreau să nu iau. Aha. Tu trăiești în aceeași casă cu cine? Cu mama? Singurel. Singurel, da, povestește-ne un pic despre familia ta pe care ai avut-o. Da. Cu părere de rău, soția ta a înaintat divorțul. Da. Povestește-ne cine este fosta ta soție, că ai luat-o cu un copil. Da. Povestește-ne, de unde ai? Am luat-o cu un copil la Răul Hrâncești, statul Bunescu. Voi v-ați făcut cunoștință unde? E, făcut cunoștință pe un mătuș de-a mea. Așa, au zis că acolo este o fată frumoasă, da. Are un copil mitel, cât avea copilul? Copilul avea de 2 ani și ori avea. Așa, tu ai luat o femeie cu un copil, gata, ați format o familie. Din această căsătorie ați mai adus pe lume încă 2 copii? Da. Deci, în total, tu ești părinte pentru 3 copii? Da. Fete, băieți? Fete.
Trei fete. Da. Așa. Două. Unde sunt copiii tăi acum? Copiii sunt la Moldova. A, deci trăiesc aici, în Republica Moldova. Da. Cu mama lor. Cu mine trăiesc. Toate fetele trăiesc cu tine? Da. Da, ai grijă de mama? Mama e la Polonia. Dar cum i-au lăsat copiii cu dumneavoastră și nu i-au luat cu dânsa? Copiii încă învață aici. Da, dar oricum, ei se sună, ei comunică cu mama. Comunică. Dar cine are grijă de fete? Doar fete au nevoie de multă atenție. Eu am. Dar mămica dumneavoastră? Și mama mea are grijă de tot. Ei după vârstă se potrivesc. Ai scris în chestionar ceva care mai rar citesc. Am impresia de parcă mirele și el au strigat la mine. Mă uite, ce se aude? Ce de-asta tăbit afară? Eu m-am să fotografiez și am să vă pun vouă poza aici, că voi să vedeți cum ea doarme. Ai scris că nu îți place alcoolul. Nu. Nu consumi deloc? Nu. Da, așa a fost tot timpul? Da, a fost tot timpul. Nu. Frați, surori, cum ai ei? Frați, surori, da. Deci acum, în sărbătorile astea pascale, voi aveți unde vă aduna? Da. Dar cum de obicei sărbătoriți? Sărbători pascale. Paștele va fi exact de ziua mea. Da. Sărbătoresc la... Mă duc la mama mea, sărbătoresc. E că mama ta cum te jălești? Că mama dacă ai și la 46 și la 45 tot e bine, e benefic să o ai. Cum îți spune? Dragule, hai, dragul mami, caută o femeie, stibiască, așa, cum? Da. Și apoi oleg de care femeie caut? Că așa și n-am înțeles. Blondă, brunetă, mai dolofană, mai slăbuț. Mai bolofan, mai slăbuț. Că era ai încercat? Nu contează. Pentru dansul cred că nu contează așa mult aspectul fizic. Dar el a spus că tare că e brunetă, îmi pare că mireasa e blondă. Vreodată, sau măcar ai fost tentat să emigrezi din țară? Uite, soția ta a plecat. Ce faci? Da. Ce muncești acolo? Eu muncești la mașini. Muncești la mașini, faci gheata, învălești. Lotul la mașini. Dar tu ai fost? Eu. Plecat? Plecat, nu. N-ai fost tentat. Las femeie să lucrezi, da și să lucrezi. Eu am venit aici, la Moldova, dacă vreți, muncești. Uite, eu îți propun până te invita în scenă, pune câteva întrebări pentru eroina noastră, ca să te cunoască pe tine personal cu o latură mai specială, mai privată. Hai, salută-te cu Viruța. Viruța, îți place de mine? Vreți să ne cățătărim amândoi? Bărbatul e fapt, deodată te vrei ori nu? Zic chiar. Lămurești. El deodată trece la concret. Vreau, clar și Cum vezi tu o viață cu bine? Normal. Trebuie să trăim. Normal asta ce înseamnă? Să trăim, să ne iubim. Ce înseamnă a ne iubi? Iubire, să ne iubim. În primul rând, întrebarea cum vezi o viață cu mine, din start, e stranie, pentru că eu pe tine nu te cunosc, de unde o să știu. Noi nu ne cunoaștem, noi prima dată ne vedem. De unde o să știu cum a să fie viața cu tine? Poate mai întâi să facem cunoștință normală. Și pe urmă, cum să ne iubim? Și ce înseamnă iubire? Care e sensul vieții? Avem înțelegeri în casă. Iubirea asta e înțelegeri? Da. Dar mai concret, când... Să ne faci mâncare, când vin acasă, să aștept. Să înțeleg că ai nevoie de o slugă. Ei, de slugă, nu mai e. Dacă îți fac mâncare. Nu de slugă. Cum slugă? Slugă. Dar pe așa e femeia acasă. Trebuie să fac mâncare. Trebuie să fac mâncare? Da. Dar de asta cum considerați? Numai femeie trebuie să facă mâncare? Sau e bine și bărbatul? E bine și bărbatul când facă mâncare. Da, cum? Cred că principalul să nu mai fie urât împreună. Să vezi despre ce discuta. Da. Să priviți un film. Da. Așa, Veruța cam... agresiv i-a răspuns acestui mire. Faceți niște lucruri cotidiene, da, împreună. Da. Asta doriți. Da. Să fie o femeie, în primul rând, prieten,
și într-a doilea rând iubită. Iubit, corect? Da. Că bărbatul ăsta se vede că el e cu minte. Eu sunt sigură că el și mâncarea să facă, și curata să facă. Nu caută el o slugă, o femeie care... Femeia trebuie să stai numai la bucătărie. Nu, se vede că el nu e așa. De asta e normal că bărbatul vrea mâncare. Nu știu, nu-mi pare asta ceva normal. Tu vrei mâncare? Tu vrei ca femeia să facă mâncare? Dar cum tu ți-ai permis să vrei așa ceva în general? Dar bărbatul doar a spus, facem și împreună, faci și singură. Mie îmi pare asta ceva normal, că el asta să vrea. Mie nu-mi pare ceva normal când bărbații îi spun că numai femeia trebuie să facă mâncare, numai femeia trebuie să facă curat, că asta nu e lucru bărbătesc, e că asta pe mine mă enervează și eu asta nu susțin, evident. Tu tot ai mâini, picioare, poți face asta. Dar dorința lui că femeia lui să-i facă mâncare e ceva normal. Da, mâncare este în comerț și adeseori, tot timpul am zis și o să mă repet, adeseori și în comerț e mult mai bună decât cea de acasă. Cristina, cei ce nu cunoaștem noi, cu siguranță vreau ca tu să ne povestești astrologic, compatibil ori ba? Da, eu consider că Vera îi se potrivește bine lui Oleg. O, Vera ai auzit? Da, Vera i-a plăcut și fizic lui Oleg, el o vede ca o femeie frumoasă și ei ar găsi multe în comun dacă și-ar oferi șansa. Numai că Veruța nu o să-i oferi șansa lui Oleg să o cunoască. Dar de ce? Îți mulțumesc mult, Cristina. Din răspunsurile ei, subînțelege că ea nu-l place absolut deloc. Se vede asta deodată. Ea nici nu vrea să vorbească cu dânsul. După privire se vede. Vede. Sunt diferiți, da? Sunt diferiți, da. Ei, nu o să știi, nu o să știi. Ascultă-mă, poftă bine mâncând. Haideți să-l invităm pe Oleg în scenă să vedeți tocmai voi ce surpriză pregătim pentru frumoasa noastră Veruța și există probabilitatea că tocmai astăzi să unesc astrologic destinele. Ție, Oleg, mulțumim pentru prezență, succese mari, vise împlinite și în scenă să vedem ce surprize pregătim pentru eroina noastră. Mulțumesc! Eu în această seară am iert să iau pe doamna de răță din Irea, să o cer de căsătorie. Și doamna... Deodată, la treabă. El știe concret ce vrea. Eu deodată am venit să o iau de mireasă, gata. Nu trebuie ne întâlniri. Lenuța, Gheorghiță, Nicu Nuni, pe amândoi. Bun, dar să vedem doi surprize pregătesc. Văd dacă îl întreb așa și în la casă. Hai, la surpriză. Dulce vino, dulce vino, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce vino, dulce vino, dar mai dulce-i dragostea mea. Dar nici pe drum meu, nici pe șosea, nu e nimenea. Ah, și mai bate ea într-una. Gata? Bravo! Am înțeles că ești foarte talentat. Veruța, ia uite ce bărbat cu câte calități. Cel mai important, ce ai adus farfurile alea? Ce trebuie să faci cu dânsile? Să miroase doamna Veruța. Eu cred că... Hai dă-i să miroase. Să miroase farfurile? Super surpriză. Cred, nu, de-am tot din alea am văzut. Eu am vrut să încerc și dacă eu știu o faci mâncare, nu știu o faci mâncare. Cum nu știu? Eu nu știu, că eu am stat 15 ani, 20 ani într-o cabină. De ce într-o cabină? Care cabină? Așa, mi-a cerut mie sufletul să mă duc în călugărie. Ei, în călugărie. Da. Dacă mergi în călugărie, iau. Dacă ai răzut. Uai, Doamne, în orice caz îți mulțumesc pentru surpriză, e super. Lasă așa, am visat. Atunci toate aplauzele! Ce e acolo, n-am înțeles nic. Și sunt farfurile și alea? Că TikTok-ul întreabă. Și-s cu farfurile și alea, așa și n-am mai înțeles. Și e acolo. Îți mulțumesc mult, Oleg, îți mulțumesc. Foarte frumoasă e surpriză. Oleg. Să fii sănătos, trăiești... Trăim amândoi. Oleg, mi-a plăcut extrem de mult surpriza ta, chiar dacă Veruța a zis că deja a intuit cum este, principal că tu ai ieșit dintr-una de această situație, ai improvizat, ai cântat, ești bravo. Să știi că ne bucurăm de așa oameni ca tine și m-aș bucura și mai mult dacă ți-am găsit partenerul de viață. Între timp, ca să pleci acasă, nu până acasă.
și în farfuriile și ele, și acolo. Eu n-am spot dormi la noapte, dacă eu n-am să știu și eu fost acolo. Mai este, tot cei care pășesc pragul acestui post de televiziune se duc acasă cu daruri speciale. Este un bol, ia apropii de coș ăla frumos și alege un plic. Ia să vedem cu ce te duci acasă. Cu ce alegi? Să aleg un plic. Amestec, să alegi mașina, să alegi ceva. Așa, deschide plicul, ia să vedem. Ce daruri ai primit? E că eu nu uităm. Fier de căcat. Bravo! Fier de călcat! Asta este un cadou din partea acestui post de televiziune. Ți-l iei cu tine și la final îl primești. Între timp și regulă rămâne regulă în camera de așteptare. Succese mari! Veruța, ia zi ce părere ți-a lăsat Mirele cu numărul 2. Om chinuit. Om chinuit? Are porci, are găini, are gospodărie, chinuit și de viață, de soartă, de Dumnezeu. De ce? Ce vedeți de asta? Ca majoritatea de la noi din Moldova, oameni chinuiți. Dar ce culoare la ochii el are, ați observat? Albaștri ca... Da, mai rar așa culoare. Foarte frumos. Da, foarte. Așa o culoare deosebită și mai ales cum el e un pic smolit, cred că de atâta că lucrează afară. La solari. Ei, la solari. Da, ochii extraordinari, ocularii, ocularii extraordinari. Iată ce genofond avem noi în Moldova. Ia zi, te rog, nu, dacă sincer să fiu, fiecare om are ceva. Are un ceva. Nu, în realitate, poate culoarea este alta, dar eu, iată, la ecranul meu, i-am văzut cumva așa surii. Evident că diferențiază realitatea de cei și vedem noi la ecrane și depinde că și ecran. Al său. Până la urmă, încă nu te decis ce ți-a plăcut la Oleg. Că-i chinuit, noi de-am înțeles. Nu, și mi-a plăcut că-i ziu și-a ajuns până la emisiune și-a avut curaj, bravo lui. Da, și... da, da, asta ca nu toți. Asta mi-a plăcut, că nu fiecare poate să facă pasul ăsta. Nu fiecare are curajul ăsta, băi, mă duc, ies de ei și mă duc, poate... Dar tu, apropo, dacă tot vorbeai de curaj, da, tu cum de-ai venit de singură? De ce nu ți-a luat o prietenă de-a ta? Eu... un singur prieten am pe Dumnezeu din cer și îngerașul, adică îngerașul, mă rog și mă iert. Eu acum ți-am făcut un compliment în pauză și să-mi zic cât de frumos te-ai asortat cu pălărioara aceasta. Câte le-ai la număr? Pălării? Ei, Doamne, de-așa vei iuțile să pot sportă ce am, da. De ce aveți dubii? Nu... Eu cred că nu ajunge jumătate să fie alături. Sport și el pălării. Și să ieșiți împreună, la braț, undeva, la o petrecere, la o plimbare. Dar cum reacționează femeile sau vecinile tale din sat când ești tu, Veruța, așa îmbrăcată? Așa ei, credeți că eu ies așa? Așa am fost ultima dată îmbrăcată, cred că când am cununat vă, 100 de ani în urmă. Dar stă foarte bine să știi că te-ai sortat absolut minunat, ai un farmec aparte, felul tău de a fi. Parcă sunteți din... Și vreau să zic că eu acum, astăzi nu vrem să-i facem atare reclamă lui Veruța, dar să-l cunoaște și pe Mirele cu numărul 3, că așa îl așteaptă seara să gândiște ori și a să mă leagă, n-a să mă leagă, să-i placă, n-a să-i placă. Rămâneți alături de noi și haideți să-l cunoaștem pe Mirele cu numărul 3. Doamna Veruță, bună seara, el spune Mihai. Dați-vă așa, ne poftim un buchet de flori la mine și dacă pe parcursul convorbirii noastre o găsă limba comună, poate că o să fie pe viitor cumva. Dinainte eu nu pot să spun. Da, am venit într-adevăr să găsesc pereche, dar cum se va întâmpla, nu știu. Trecem la loc. Mihail, 63 de ani. Cel mai muzical angajat al serviciului de pază de stat în Ministerul Afacerilor Interne, cu toate că Mihail are studii de tractorist, mașinist, fotograf și electromecanic și mai are și un hobby care este concomitent și o sursă suplimentară de venit. Repară aparate electrice și aparate de sudat. Veți întreba de ce este muzical? Eroului nostru îi place foarte mult să cântă din gură și cântă destul de bine și la instrumente muzicale. Are două visuri:
să-și construiască propria stație electrică și să învețe să cânte la nivel profesionist la un instrument de suflet. Mihail a divorțat de mult, cu 22 de ani în urmă, dar își amintește și acum cu regret de asta. După ce și-a dat seama de toate greșelile sale, acum înțelege că pentru a evita divorțul nu trebuia să locuiască la părinții soției sale. Mihai, bună seara! Bună seara! Mă bucur să vă... Eu cred că o să-l aleagă pe Mihai. Mie îmi pare că ei se aseamănă chiar. Și lui îi place muzica, ei îi place muzica, o ia spus că ei tot îi place să-i scânte. Adică au mai multe în comun. Și cred că ei se potrivesc cel mai bine și cred că pe el o să-l aleagă. Vă revăd. Dar eu tot... Să vă revăd, el încă vine nu prima dată? De mult mă gândesc să vă mai văd, măcar pe drum pe undeva. Dar și pe drum. Uite la televizor, știam pe drum. La televizor. Sau realitatea este altceva. Ai, clar. Ia spune-ne, te rog, pentru că tu ai mai fost în cadrul acestei emisiuni, ce întâmplare mai ai avut ciudate, ce schimbări mai ai? Ia, povestește. Ei, dar cum o să le spun? Așa, nu așa spun. Și spune-ne cum sunt. Nu le pot spune, că așa. Atunci o să te povestesc eu, vrei? Da. Așa. Atât pentru publicul drag care chiar acum ne urmărește de pe micile ecrane, cât și pentru frumoasa noastră Veruță. Tu te uiți la Veruță? Da. Uite, direct la, în ochii ei. Ce nuanță are la culori? La ochi. Da, ochii așa, sau măstrăi. Vulpi. Vulpi, da. Așa, hai să te cunosc lumea. Mihai are 63 de ani împliniți, mulți ani înainte, este cel mai muzical angajat în servicii de pază, cu toate că Mihai are studii de tractorism mașinist, este concomitent și fotograf și electromecanic. Cel mai important, bugetul familiei și un supliment de altfel de venit îl are, așa consistabil, este de a repara aparate electrice și aparate de sudat. Da. Mai e valabil ce aici spun eu? Ei, nu chiar te, dar... Ei, dar nu intrăm în detalii. Bun. Are două vise pe care vrea neapărat să realizeze până la 100 de ani. Vrea să-și construiască propria stație electrică și să învețe să cânte la nivel profesionist la un instrument de suflat, aerofon. Hai cu primul încep. El mă tin că e în șoc. De unde voi lua asta? De unde luați voi informația asta? A spus... inițial când l-a prezentat, când arăta pozele cu dânsul, că vrea să se învețe să cânte profesional la un instrument de suflet. Eu cel puțin așa am auzit. Nu vreau să dau înapoi acum, dar eu am auzit de suflet. Și acum le-am să spun că de suflat. Primul vis. Ai făcut ceva sau n-ai făcut? În privința lui și stație electrică. Acolo grămădesc materiale. Și e cam, dar și cam greu. Cât e țevi? Acolo e cam foarte greu, că eu dacă trăiesc singur, n-am nicio susținere și e foarte greu, dar numai decât trebuie să-mi fac, pentru că altfel... Dar tu ai casă la sol? Da. Dar în ce sector? În satul Spotien, chiar drept la, pe trasa Chișinău-Ungheni. Bun, acum altă întrebare. Dacă în casă te recăsătorești, în casa în care zici dumneavoastră că ai și acum litigi cu fosta soție, cum trăim? Dar cum trăim? Depinde cum se întâmplă. Natalia, nu trăiești ca frunza în vânt. Cum se întâmplă? Cum bate vântul? Păi dacă e mai bine, poate la viitoarea soție. A, deci poate, gata. Poate. Acum ești capabil și disponibil, dacă găsești o femeie potrivită, să mergi cu traiul la dânsa. Da, Natalia, cu și vii, cu și bagaj vii la acea femeie. La dânsa, dacă poți să te duci în mantrașă, caz. Cu baterii solare, am înțeles că vii. Cu și mai vrei. La persoana care spune să voastră că poți să te duci la dânsa, numai dacă nu are multe părți. Ca să pățesc și ei și am pățit în Spotieni. Eu v-am spus că era, aș să stare casa degeaba, să o lepă, dumneavoastră să nu trăiesc în Spotieni. Asta eu vorbesc destul de clar. Ca să, dacă mă aude cineva din Spotieni pe televiziune, așa, ca să înțeleagă omul ăsta, do tavo, s-o să trăiască din Spotieni, că șapa e amară. Da. Domnul Mihai, momentul potrivit în care puteți acorda câteva întrebări pentru frumoasa noastră, Veruța și viceversa. Dar întrebarea care poate să fie? Eu am înțeles că teme să nu cumva să numerească slugă. La mine, eu nu caut slugă, dar nu caut nici bogătaș. Caut o persoană, respectiv, e ca și ca și mine. Pe toate cele se întindă mâna, măcar cât de cât.
La mine se întinde mâna la toate cele. Vreau zic că stă după spatele mele și meseriile și casa și toate cele. Mihai, dar cum este cu cariera și de succes pe care ți-o doreai extrem de mult să ajungi un artist? Ce vrei să vedem? Muzica, mai când ți-ai lăsat și faci. Da, cu muzica nu se termină la mine cam niciodată. Dar păi zicea că vrei să începi o carieră de muzician. Carieră înapoi la Baptiști să mă lucrez. Dar și ai lucrat acolo în calitate de ce? O companie în corul. La ce instrument? Și la acordeon și la clavesin. Acompaniam cu am acompaniat corul 2 ani de zile. Păi da, și mai costul ăla mai pajar, mi se dacă sunt acolo atâtea femei frumoase. Nu pot să spun aici la televizor că nici nici de bine, nici de rău. Ceva nu mi-a plăcut acolo și de asta de mult. Și bă, dar păi întoarce acum, Doamne, dar acum câte femei frumoase sunt acolo. Nu e problema numai femei frumoase. Problema e că și frumușeța mâinii trece. Dar sufletul rămâne, înțelegeți cum? Ia uite, vezi, tamă, cum se potrivește ție, că tăi ce vorbești tu, tăi vorbește, domnule. Voi, parcă sunteți frumușața de zonă, exact. Poate te lovești. Eu caut frumusețe interioară, dar cam cred că nu găsesc, poate că... Dar tu tot viața și ai căutat frumusețe interioară sau și exterioară a fost contabilă? N-am căutat tot viața, am fost ca frumoasă, adornită. Păi treziți-vă că frumusețea din exterior vine din interior. Treziți-o la dumneavoastră ca să puteți să o găsiți în exterior, să puteți să vă împartiți în exterior cu frumusețe. Vă propun să o ascultați pe doamna Cristina, pentru că ea știe cu ce altitudine, dacă sunteți compatibili, Da. Cristina. Uite, stau... Da, dar iată, să faci așa concluzii deodată, te-ai văzut cum ăsta odată, să spunem de două ori, nu poți face careva concluzii despre frumusețea lui interioară, despre cum e el. Că oamenii nu rar care se deschid așa deodată. Trebuie să trag ceva timp că tu să înțelegi cum e omul ăsta. Poate deodată tu nici nu o să vezi frumusețea asta întrânsul. Dar peste ceva timp o să realizezi cât e de frumos interiorul lui. O ascult, analizez, îmi este interesant ce văd ambii, deci și Viruța și domnul Mihai, născuți în aceeași zodie, zodia scorpionului, aveți ambii mult scorpion, trecuți prin multe crize, prin multe decepții, prin lupte. Iată, am auzit la domnul Mihai fraza că mai nu mi-am pierdut viața, a zis. Da, a fost așa. La Viruța am auzit că vreau să-mi trăiesc viața, da? Deci, interesant, la voi jocul ăsta dintre viață și situațiile astea picante și periculoase. Eu aș vedea un tandem și un cuplu de succes între doi scorpioni atunci când într-adevăr se depășesc crizele interioare în primul rând. Când se retrăiesc traumele din trecut, când se închid aceste traume din trecut, când într-adevăr se tămăduiește sufletul. Și partea bună e că într-adevăr doi scorpioni, dacă într-adevăr își propun așa un scop și au multă, cum ați spus dumneavoastră, dragoste, dorința de a împărți iubire și ulterior și înțelepciune, ei reușesc să fac față la această provocare sau, mai bine zis, vicisitudinea vieții, da? Deci lupta cu viața. Cum se zice, se poate ajuta doar ăla care tot a trecut printr-o durere sau poate tămădui acel om care la fel s-a tămăduit pe sine și vrea să tămăduiască pe alții. În așa context, da, eu optez pentru compatibilitate bună, pentru a merge împreună, fiindcă în caz contrar și cum arată practica mai des, dacă se atinge măcar un punct dureros, vulnerabil, neprelucrat, trauma acolo îngropată, refulată, iată, anume doi scorpioni pot fi chiar și periculoși unul pentru altul. Vedem, Depinde mult de, exact, de nivelul dumneavoastră deja de maturitate, înțelepciune, conștientizare și dragoste. Bun, vreau să-ți mulțumesc pentru prezență. Dragoste. Domnul Mihai, să-ți doresc tot binele din lume și neapărat toate visele împlinite.
Între timp, deja regula o cunoști. Da. Te imităm în scenă pentru că vrem toți să rămânem ce să pui să pregătim pentru frumoasa noastră eroină. Succes mare! Să fac? Vreau să vă cânt un cântec. Ia, hai, la instrument. Din scenă. Cred că n-ați uitat că eu foarte multă... Dar mă, azi vă cânt un cântec popular moldovenesc. Bun, de-aia te invităm în scenă. În seara aceasta, azi vă cânt pur și simplu un cântec la acordeon. Jumătate din trânsul îs făcut niște lucrări de-a mele. Poate întâmplător apasă mai multe clape decât ar trebui. Vreau să mulțumesc pentru această surpriză. Așa un pic parcă sună ceva straniu. Sunteți un om minunat și v-aș dori extrem de mult să ați parte de multe realizări frumoase, de vise împlinite și neapărat, uite chiar neapărat, să vă găsiți sufletul pereche. O femeie cu care să vreți să realizați toate visele pe care le purtați în suflet. Între timp, succese mari și știți, avem o surpriză. Dumneavoastră ne-ați cântat cea mai frumoasă piesă a sufletului. Puneți acordeonul pe scaun, pentru că mai am o surpriză pentru dumneavoastră, atât eu cât și toată echipa noastră, acest post de televiziune. Pentru fiecare dintre cei care pășiți pragul acestei emisiuni cu genericul Hai să ne căsătorim. Vă duceți acasă, nu așa pur și simplu, ci cu un dar pe care tot voi vi-l alegeți din cutia magică. Uite, este o cutie, ridică-te și alegi un plic. Ia să vedem cu ce te duci acasă. Alio, pe care îți numerești? Care? Ia, spune. Nici nu m-am uitat. Ce s-a pregătit? Ce darul are acesta în 2024? Cu ce te duci acasă? Și tot să uite, mă tincă cu... Oi, smartphone. Eu am un telefon nou și o viață nouă și o familie nouă și într-un ceas bun și cu Doamne ajută. Eu am planșet. Trebuie să plico, după o fi la ce timp se primește acest dar și te invit în camera de așteptare. Și mi-a plăcut să vă cânt. Hai!
На смартфон мой будет, да не может быть. Величтер. Veruța, respectiv întrebare întrebătoare, ce părere ți-a lăsat și Mirele cu numărul 3? Om ca om. Om. Om ca om. Om ca om. Dacă bărbat. Cum mi s-a părut? Într-un timp când am avut o criză în viața mea și am umblat și eu așa, răscolind pe aici, pe dincolo. Unde ai umblat răscolind? Tot pe acordeon umblai? Psihologie, prin știință. Și am auzit o vorbă așa de la... Că la tine se îmble bărbații cu chelea, că tu n-ai să-i vezi niciodată. Cred că poate ar trebui să mă întorc cu femei. Dar ce mai bun decât tăți, Doamne, iartă-mă. Ea a spus că trebuie poate să mă uit la femei. Stați încă o dată. Că aici, pur și simplu, Șlenuța a început să vorbească concomitent cu dânsa. Că la tine se îmble bărbații cu chelea, că tu n-ai să-i vezi niciodată. Cred că poate ar trebui să mă întorc spre femei. Ar trebui să mă întorc spre femei. Păi dacă nu-ți place niciun bărbat... Doamne, iartă-mă, dar de și cu asta. Mă ating că Elenuța nici nu a auzit asta, dar astrologul precis a auzit că așa a făcut. Da, ai stat cu și rău. Da, nu, tăi cu... Adică neastră nu i-ați oferit șansa lui Mihail să vă sărute ca să vă trezească ca pe frumoasa adormită. Eu de-am am fost sărutată și trezită și vreau să trăiesc. Trăiți? Da... Eu cred că dumneavoastră, în primul rând, trebuie să vă dați o șansă dumneavoastră. Că să scoateți voalul ăsta care îl puneți între dumneavoastră și oamenii. Uh-huh. Și dacă îl scoateți voalul ăsta și dacă permiteți oamenilor să vadă cât de frumoși sunt ochii la dumneavoastră, cât de frumoasă culoarea este, permiteți-vă dumneavoastră singură să trăiți toate sentimentele cele mai frumoase. Că cu cât mai mult o să stați închisă în acest castel de sticlă, cu atât mai mult o să fiți în singurătate. Dumneavoastră a spus despre dragoste, da? Că capacitatea de a vedea peste tot dragoste. Eu asta vă doresc. Eu aș spune invers, ea nu vede asta nicăieri, în nimeni. Eu, dacă cinstit, nu prea înțeleg pentru ce a venit în general la această emisiune, fiindcă ea se comportă așa de parcă ea a fost impusă să participe la această emisiune. Ea nu dorește să răspundă la întrebări. Știți, parcă cu deasâla scoate cu cârligul câte un cuvânt din ea. Trei miri, niciunul nu i-a plăcut. Ok, spre spune, poate să nu-ți placă, doar trei persoane, evident că poate să nu-ți placă. Dar fără nici o emoție absolut, nici măcar n-o zâmbit, nici măcar... E foarte tristă de parcă este în depresie. Ea singur a spus că poate trebuie să mă uit spre femeie, dar poate... Miruța, să știi că de obicei, când vin invitatele noastre, vin de obicei cu vreo prietenă, cu un prieten, să le iau și negreime povesti. Astăzi tu îți faci decizia să aparțin totalmente și după regulă, pentru că m-am expus la acest capitol, am mai zis câte ceva, că viața merge înainte și uite, fii atent, în această seară este Maria, Lenuța și Cristinuța. Pe noi toate trei ne asculți ce gânduri avem, ce sfaturi îți dăm, dar decizia să aparțin totalmente. Maria Andreiuță, după treapta ierarhică, poftiți! Veruța, ce pot să vă spun? Nu știu dacă este ok să vă fac o recomandare referitor la pe cine să alegeți în seara aceasta, că după ochii triști înțeleg că nu o să fie o alegere.
astăzi. Nici nu spune. Dar eu vreau să vă spun că la fel cum sunteți, la fel cum arătați, parcă sunteți din secolul XIX. Visătoare, frumoasă, feminină. Eu încă o dată vreau. Eu cred că ea visează la ceva anume. Ea știe ce vrea, dar ea nu spune asta. Și ea când a văzut, nu știu, parcă s-o poate și s-a dezamăgit. O să vă rog, permiteți-vă să trăiți. Să fiți fericită. Permiteți-vă să fiți fericită. Și eu vă doresc o primăvară foarte frumoasă să aveți. Nu mă permiteți. Permiteți soarelui să intre în casa voastră. Și pe cine să aleagă? Mulțumesc mult. Pe dânsa să aleagă, în primul rând. Într-o premieră absolută, Maria Andreuță a zis să te alegi pe tine însuți. Primul prioritar trebuie să fii tu. Bun. Astrologic, Cristina. Eu tot asta aș fi vrut să zic. Dar, fiilor, aveți sovise, trei bărbați stau și așteaptă. Bine, dacă astrologic să mă refer, primii candidați, Dumitru Oleg, nu vi se potrivesc astrologic. Ultimul candidat aveți mai mult în comun. Dar v-aș recomanda să vă uitați la dumnealui doar în cazul dacă, cum ați spus, vedeți ceva frumos în interior. Sau dacă, într-adevăr, sunteți pregătită să vă împărțiți cu iubirea. Dar eu tare vreau să o repet pe sore, da? Pe colega mea. Învățați să vă dați dumneavoastră prioritate. Iată, un leu la un ascendent în leu vine cu recomandarea. Faină. Să vă iubiți pe dumneavoastră, în primul rând. Și să iubiți viața, să iubiți viața, să iubiți viața. Un pic de ASMR. Să iubiți viața. Ok, și pe cine să aleagă? Dacă dumneiei consideră că domnul Mihail este o persoană pură, care nu va veni cu... Deci nu a simțit ea un negativ ăsta, care de regulă o simte luna și soarele și Uranus un scorpion în conjuncție, deci din start așa ia o poziție de atac sau de apărare, fiindcă toți sunt periculoși. Dacă n-ați simțit pericol din partea lui, iată, intuitiv, la aspect, la sens, după miros chiar aș zice, dacă nu ați simțit, dați-vă, acordați-vă șanse. Cu el va fi vesel, cu el viața e veselă, poate fi, deveni veselă mai ales atunci când este multă sărbătoare, dispoziție de sărbătoare și... Poate cine știe, domnul Mihail este exact bărbatul acela care poate oferi sprijin unei femei. Nu știm. Viața va arăta. Deci tu ai optat pentru Mihail. Eu recomand să tragă atenție, da, la domnul Mihail. Onorat public, în această seară am o parte de trei bărbați minunați care își caută neapărat partenera de viață. Dumitru, Oleg, Mihai. Eroina noastră, Veruța, îți face alegerile potrivite și te aștept să revii înapoi în platou de filmare. Să mulțumim pentru că ai acceptat și că ești în cadrul acestei emisiuni. Succese, mai sănătate și într-un ceas bun cu doamne Cită. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată vă îndemnăm neapărat să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită, așa precum simțiți. Din păcate, eroina din această seară, Veruța, nu a ales pe nimeni. Vouă, însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt aceeași Lența Gheorghiță. Dar dacă tot vine vorba de faptul că, în cadrul acestei emisiuni, fiecare dintre participanți prins că cadouri, ia să o invităm pe Veruța să vedem ce îi surâde norocul. Veruța, chiar dacă nu ai ales pe nimeni această seară, eu sunt convinsă că o să-ți găsești sufletul pereche și vreau să-ți mulțumesc pe această cale că ai găsit timp pentru echipa noastră. Între timp, este un bol fermecat în care sunt plicuri, iar în plicuri sunt cadouri pentru fiecare dintre participanți. Succese mari! Mulțumesc mult! Un pas înapoi. Ia acolo. Ia să vedem ce ai câștigat. Mașină! Serie. Da, Dumitru, bucătărie. Fericit! Veruța a câștigat un set de ustensile de bucătărie. Felicitări! Dar eu îmi pare că a spus că ea nu poate găti și ea nu gătește. Nu știu dacă a spus-o în serios ori nu, dar dacă ea nu gătește și-o primit un set de ustensile pentru bucătărie, super cadou! Ție, să le păstrezi și cu Doamne ajută într-un ceas bun să ne mai auzim de lucruri frumoase. Iar vouă celor de acasă, vă doresc o seară frumoasă alături de cei dragi, îngeri păzitori și nu uităm, rămânem în fiecare weekend, pentru că doar aici, în cadrul acestei emisiuni cu genericul Hasnic Strip, se întâmplă minuni. Se întâmplă și farmecul de a uni destine. La revedere! La revedere!
fericire, ești așa fericit, eu câștigat câte un cadou, care mașina de spălat rufe, care și-o câștigat acolo fier de călcat, smartphone. Trăiești acasă, în orice caz ei nu o să plece. Dar iată, Veruța este tristă. Scrieți în comentarii dacă v-a plăcut mireasa, care mire v-a plăcut. Eu cred că s-ar potrivi cu Mihai, dar dacă ei nu i-a plăcut, scrieți în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. Nu uitați să puneți like și nu uitați să vă abonați. Haideți să facem până la ziua mea, pe 5 mai, să facem 5.000 de abonați pe YouTube. Asta va fi un cadou minunat. Și asta a fost tot. Mulțumesc că ați privit împreună cu mine. Pa, pa!